Deci,
Că nu ești om care să fie liniștit.
să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna, fericiților într-o adormire, episcopii ortodoxi, români ai orației, romani, nicodai, valerian, vasile și toate, și a fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului, și de ceasă Săpătorului tău, iar cinstitul lor sunt
ce a dat tot vestavul libertății noastre. Pentru aceasta, desleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, că acești viteji postași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-le, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind de făptuinile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pregătire, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne chiuință asupra celor potrivici, bună sporire, înveșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a disemplini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a sfori dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, pregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari unii, pe toți eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în laturi și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea și unitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preapărește numele Tău cel Sfânt. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aduci una, cele prea bune să trăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, Dumnezeului și prea mărit în provință, mărire ție Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecii lor. Amin. Ție, Hristoasă,
credința de mai, ale Sfinților Mărinților, thank you.
Doamnele și domnilor, în momentele care urmează, are loc momentul alegorii al întâlnirii generalului Traian Moșoiu, în legătură cu oficialității de ordonene, în ziua de 20 aprilie 1919. Gardă, dreapta! Înainte! Marș! Când am pășit în funcția armată de pământul Afganului,
am simțit o atâtă emoție. Aceeași emoție atât că mă cuprinde și astăzi, când vin pentru întâia oară în orașul domnilor voastre, ca să vă zobotez din suferințe. Gândul nostru este de mult îndreptat pentru domnilor voastre. Și în ce situație fiți ați rămas. Și fără să iniseam, am alezat să vă salvăm. Cu ziua de astăzi, regele Ferdinand al României a pus să plie asupra acestui oraș și trebuie nor. De astăzi, colo, mine voastre, este descătrenia de omului mari. Aceasta nu este o formă sută într-un moment de an, ci este o realitate fie. Sunteți analizați și adiciți trupul țării românești de vecii vecilor. Vă mulțumesc pentru bună privire și vă rog să strigați împreună cu mine. Trăiască majestatea sa regele Ferdinand! Trăiască România mare! Personalitate de politică marcantă, luptător neînfricat și neobosit pentru drepturile românilor, doctorul Aurel Lazăr spune: vă felicit ca să se ducă mine peste cele grele pe care le-a luat dumneavoastră bolșevică. Thank you.
doamnelor și domnilor, în continuare are loc dezvelirea statuilor episcopului ortodox Roman Ciorovariu și episcopului greco-catolic Demetriu Radu. Aceasta va fi oficiată de episcopul Sofronie Drincet și părintele vicar general al episcopiei greco-catolice de Oradea, Mihai Vătămăneu. Stimați senatori și deputați, trimiși de popor în Parlamentul țării, domnule prefect al județului Bihor, domnule primar Ilie Bolojan, domnilor generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, în activitate, în rezervă și în retragere, dragi veterani de război, cât ați mai putut veni aici să onorați această mare zi, nu numai pentru Oradea, ci și pentru nația românească. Dragi colegi de armă, dragi mei camarazi, vă mai pomnesc încă o dată, iubit popor românesc, care sunteți aici, am onoarea rostind în fața domnilor voastre câteva cuvinte despre această măreață zi, cum a pomenit domnul general, luptorul comandului Divizia 4-a Gemina, dincolo, eu, pentru că n-ați fost tot acolo, voi începe prin a spune ce a spus Iorga despre această zi. Nu știu ce a fost exact la Oradea. În acea zi se referă la 20 aprilie 1919. Dar știu că istoria României s-a scris în acea zi acolo. Sper că și istoria noastră astăzi va întoarce o filă frumoasă. Adică de la poporul românesc din vestul Transilvaniei, din Crișana, Sălaj, Sădmar și Maramureș, în această zi și în zilele două următoare, deci a acoperit exact cele trei zile a Sfintelor Paști, a coborât de pe cruce și a înviat. Aceasta s-a întâmplat în acea zi la Oradea. Am așteptat sute de ani acest eveniment. Nu se putea dezlega o istorie de sute de ani batjocorită a unei nații decât cu spada. Așa cum Alexandru Macedon a deznodat notul gordian cu spada, asta a făcut o oastea românească. Intrând Moșoiul în Ardeal, a spus, printre altele, cu noi aducem libertatea și dreptate scrie pe steagurile noastre. Astfel că au stat bieții românași batjocoriți dincoace de creasta munților, nu-și puteau explica cum de stătă robanțul român după atâtea sacrificii făcute în război pe creasta munților și noi suferim schingiuri, bajocuri, crime colective și așa mai departe, în special îndreptate împotriva preoțimii noastre și a conducătorilor politici de aici. Ei nu știau că Antanta avea alte probleme. Abia când am devenit interesant, au aprobat să înaintăm. În clipa în care s-a transmis documentul fix, guvernul maghiar a intrat în deruta de a preda puterea guvernului Garbai Cun de orientare bolșevică. Ea, Dumnezeu, că vrea să te piardă ți-a mințile. Asta face prima dată. Ei s-au declarat imediat în război cu toți vecinii săi. Au atacat Ceoslovacia, s-au retras, nu contează. În 16 aprilie 1919, la orele 3 și câteva minute, pentru noi bubuiau tunurile libertății, de la Sighet și până în Valea Mureșului la Zap. S-au aruncat în luptă voinici și dorobanți, urmași eroilor de la Mărășești, împotriva unui inamic în parte bolșevizat. Ei nu știau cu cine au de-a face. Aveau de-a face cu elita oastei românești. Aveau de-a face cu acel ardelean cumplit la înfățișare. Adică de-lea cu generalul Traian Moșoiu, ardelean de origine. Astfel că numai 4 zile de lupte. Vă dați seama astăzi dacă ați merge pe jos de la Ciucea și până la Oradea. Oare cât ați rezistat dintre dumneavoastră? Armata română a străbătut prin lupte toată această zonă
și în seara Sfintei Învieri, în 19 aprilie, generalul Moșoi a ordonat trupelor să se oprească. Pentru că noaptea de înviere nu poți să tragi cu tunul, ci trag clopotele. Dar a doua zi, noua administrație, că bolșevicii au fugit, auzind că vine armata românească, au trimis repede automobile, delegații, românii deja erau valabili, până atunci nu prea, să vină oastea românească. Astfel că în jurul amiezii, cum ați văzut, a intrat Traian Moșoi aici, înaintea trupelor, primit de către primarul Rim Lecaru. Peste mult timp, intră în Oradea prima patrulă de călăreți. Trebuie să-l pomenesc că merită. Pe niște cai frumoși, îmbrăcați excepțional în uniformă franceză, toți încărcați cu flori de liliac, adică veneau la poporul lor și intrând și trecând de fapt pe aici și îndreptându-se spre gară, poporul, auzind că a intrat generalul Traian Moșoi, s-a adunat în număr extrem de mare și strigau Vive la France! Ei, ofițerii noștri erau școliți. Sublocotenentul a zâmbit, dându-și seama de greșeală și a răspuns într-o perfectă limbă franceză, Vive la Romanie! La ora 4 încep să treacă trupele regimentului 10 infanterie, până noaptea. Vă dați seama ce au simțit poporul român? Ce veți simți dumneavoastră când veți vedea defilarea? Dar ce a simțit poporul român care aștepta pe dorobanțul nostru ani grei de suferință? Seara târziu, după ce armata a trecut în continuare către Tisa, nu voi continua restul bătăliilor, știți foarte bine că am fost obligați să ducem o bătălie crâncenă de apărare pe Tisa, că au trecut la ofensivă împotriva noastră ca să recucerească Transilvania. În clipa aceea, nodul gordian s-a tăiat. Regina și regele erau în vagon pe Tisa și au ordonat armatei române să forțeze Tisa și să ocupe Budapesta. Focarul, jarul Revoluției Bolșevice, care ardea în Rusia și ardea în centrul Europei, în Ungaria, trebuia stins cu spada românească. Astfel că în 3 august, generalul Rusescu, cu altul brigăzii, 4 roșiori, intră în Budapesta. Iar în 4 august, comandantul trupelor de nord, general Gheorghe Mărdărescu, primește defilarea trupelor române pe bulevardul Andrașii, în fața unei populații complet consternate. Dar cu oastea românească, ce privea voios în ochii conducătorului, și numai conducătorul, cu toată duritatea unui comandant, simțea sfârma lacrimi în sufletul său, știi câtă suferință se răzbună în această clipă. Nu pe un popor, ci pe cei care ne-au asuprit, se răzbună clipa. Cu oastea românească defilau umbrele lui Mihai Viteazu. Și-a visat odată unirea tuturor și-a înfătuit-o pentru o clipă. Defilau umbra lui Avram Iancu, a lui Horea, Cloșca, Crișan, a tuturor intelectuali și martirilor noștri care au înfundat pușcăriile, a tuturor martirilor care au murit nevinovați. Se sfârșise o zi mare. Budapesta a fost ocupată de armata românească. Astăzi sărbătorim pentru noi, pentru poporul românesc, pentru că astăzi a fost adevărata mare unire pentru vestul Transilvaniei. Vă mulțumesc! Dragi orădeni, este o mare onoare pentru mine ca la 100 de ani de când armata română eliberatoare a intrat în Oradea într-o zi de Paști, să fiu primarul orașului și să vă pot spune în acest moment de mare sărbătoare câteva cuvinte. Se cuvine, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această zi să fie organizată așa cum o vedeți, acum și în orele următoare. Mulțumesc Ministerului Apărării pentru că au dislocat la Oradea batalioanele noastre din Armata de Transilvania, pe cei din Șimleul Silvaniei. Mulțumesc Jandarmeriei
pentru că au adus această echipă de călăreți îmbrăcați în ținutele istorice. Mulțumesc Consiliului Județean Bihor pentru că împreună am organizat aceste evenimente, inclusiv ieri. Mulțumesc instituției prefectului, celorlalte autorități din subordinea guvernului, jandarmeria, poliția și așa mai departe, care și-au dat concursul pentru ca ziua de astăzi să fie o zi frumoasă. Se cuvine de asemenea să mulțumesc celor două episcopii, Episcopia Ortodoxă și cea Greco-Catolică, pentru că în parteneriat cu dânsii am dezvelit cele două statui ale episcopilor Roman Ciurogariu și Radu Demetriu. Țin să-l felicit pe domnul Alexandru Păsat, sculptorul clujean, care este aici de față. Vă rog să ridicați mâna, domnule Păsat, să vă vadă oamenii. Vă mulțumesc! Dânsul a mai realizat două statui legate tot de centenar la Cluj-Napoca, ale altor doi ierarhi importanți pentru România și pentru clujeni, și aceste statui sunt încă un motiv de înfrățire între cele două orașe din Transilvania. Dar țin să vă mulțumesc dumneavoastră celor care, fără să aveți nicio funcție, fără să aveți nicio obligație, ci doar o inimă mare de român, sunteți astăzi aici în Piața Unirii. Vă mulțumesc tuturor parlamentarilor noștri de Bihor, oaspeților noștri, tuturor celor care ați venit aici îmbrăcați în uniformă militară în rezervă, civil, preoților. Vă mulțumesc pentru că sunteți în acest moment important. Acum 100 de ani, cam în această perioadă, eram în următoarea situație. Delegații noștri, inclusiv din Bihor, aprobaseră la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, unirea cu România, dar aceste teritorii, la 5 luni după aceea, nu erau sub administrație românească. Actualele județe Bihor, Satu Mare și Sălaj erau încă sub administrație maghiară. În condițiile în care la conducerea Ungariei de atunci erau tot felul de guverne turbulente, gândiți-vă că toți cei care au plecat delegați la Alba Iulia erau vânați. Nu mai era siguranța pentru niciun om de frunte din comunitatea românească, pentru cei care conduceau bisericile, nu mai era siguranța socială, pentru că acel guvern era un guvern care dădea toate regulile peste cap. Și gândiți-vă ce frământare a fost în comunitatea românească, pentru că nu venea România, deși au votat asta. Și nu aveau siguranța caselor și siguranța fizică. Și atunci, în data de 16 aprilie 1919, s-a dat ordin armatei române să înainteze de la Ciucea. Și în câteva zile, deci în 4 zile, au ajuns la Oradea, intrând în ziua de Paști, în timp ce românii erau la cele două biserici la slujbă, în Oradea, fiind întâmpinați în această piață de credincioși, în frunte cu preoții care l-au întâmpinat pe generalul Traian Moșoiu și primele detașamente de avangardă. A fost ca o înviere pentru neamul nostru, pe lângă învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea, pentru că a fost o cotitură a istoriei majoră pentru orașul nostru, se cuvine să manifestăm respect pentru această zi și să sărbătorim această zi, să ne bucurăm. De-aia ne-am întâlnit astăzi în Piața Unirii. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre niște oameni. Mi-e greu să vorbesc despre instituții, pentru că noi românii, spre deosebire de alte popoare, nu prea am reușit uneori să ne construim instituții. Sau nu ne-au lăsat alții, sau nu i-am lăsat noi pe cei care au fost
îndriduit să construiască instituții și să le facă. Și atunci am depins de foarte multe ori de niște oameni. Ca să se facă România mare, conducerea regatului a trebuit să ia niște decizii strategice. Aceste decizii strategice, dragii mei, este o zi de sărbătoare și orădenii sunt niște oameni civilizați. Vă mulțumesc pentru asta. Trebuia să luăm niște decizii. Dacă rămânem în neutralitate și dacă intrăm în război, dar de partea cum a intra, cu cine am intra în conflict. Și atunci au fost trei oameni cheie, acest trepied de putere care a decis ce să facă România peste 2 ani. Regele Ferdinand, Regina Maria și premierul Ionel Brătianu. Lor le datorăm trei lucruri importante pentru țara noastră. În primul rând, decizia de a intra în război strategic de partea Antantei și de a negocia cu puterile europene de atunci întregirea României așa cum s-a negociat prin acea convenție din 1916, în urma cărei am intrat în război, acestor oameni li se datorează democratizarea accelerată după război a României, votul universal, exproprierile care au fost făcute pentru ca soldații care au luptat în război să fie împroprietăriți și, bineînțeles, consolidarea României mari. Și orașul Oradea îi respectă pe cei care au făcut lucruri importante pentru România. Am amplasat la finalul anului 2017 statuia lui Ionel Brătianu, am amplasat pe vechiul amplasament statuia Reginei Maria și vom reamplasa statuia regelui Ferdinand. Nu putem să sărbătorim centenarul fără ca cel care a decis pentru România în mod strategic să nu fie în Oradea. Așa ne conectăm la adevăratele valori ale României. Apoi sunt conducătorii românilor ardeleni. Orice turmă are nevoie de niște păstori, de niște conducători. Și gândiți-vă că în perioada respectivă nu era ca acum în care toți românii aveau studii superioare. Erau doar câțiva oameni care aveau studii făcute temeinic. Erau niște oameni providențiali. Și la doi dintre ei le-am făcut astăzi statuile. Conducătorii Bisericii Ortodoxe și ai celei greco-catolice din acea perioadă au făcut legătura dintre elita Partidului Național Român, Partidul Românilor din Ardeal și oamenii de rând, predicând în biserici, dar nu numai predicând, fiind ziditori, ziditori de conștiință națională, ziditori de biserici, de clădiri. Și cei doi care îi vedeți în stânga și în dreapta sunt astfel de oameni. Radu Demetriu este născut în județul Alba Iulia, la Rădești, sat care îi poartă numele. A făcut studiile la Roma. A lucrat în regatul României. A fost numit apoi, a venit în Ardeal, în Banat, la Lugoj. Și apoi a devenit episcopul greco-catolic de Oradea. Când cei care știu Palatul Greco-Catolic, așa cum arăta înainte de incendiu, să știți că el l-a reconstruit. Lui se datorează modul în care arată acel palat. El a fost decan de vârstă, alături de Gheorghe Pop de Băsești și de episcopul de Arad Ortodox Pap, la Alba Iulia, la Marea Adunare Națională. Și acest om a murit. A fost prima victimă a comunismului. În 1920, fiind senator de drept de Bihor, a fost asasinat în Parlament pentru că un iresponsabil a pus o bombă în Senatul României,
în urma căreia au fost câteva victime, din care una dintre ele a fost Radu Demetriu. De aceea, când treceți pe lângă el, să știți ce a făcut acest om. În partea mea dreaptă este episcopul Roman Ciorogariu, un alt mare luptător pentru conștiința națională din Ardeal. Deloc din Arad, din Pecica. A fost un om din nou cu studii temenice făcute la drept, la teologie, în Germania. A fost un mare cărturar. A scris în puținele ziare românești care apăreau în vremea respectivă pentru a forma o conștiință națională a românilor. Venind la Oradea, către finalul războiului, fiind numit vicar aici, pentru că noi nu aveam episcopie ortodoxă în vremea respectivă, eram subordonați episcopiei de Arad, el a fost mână dreaptă la Laurel Lazar, fiind ales și deținând de facto poziția de vicepreședinte, dar de fapt era președintele Consiliului Național Român, pentru că Aurel Lazar, fiind la Sibiu, în Consiliul Dirigent, nu se putea ocupa de organizarea județului. Și atât înainte, cât și după venirea Armatei Române, a fost unul din stâlpii comunității din Oradea. De aceea, el este înfrățit cu episcopul Radu Demetriu, pentru că și el a fost în Senat. Dar el a scăpat, i s-a amputat mâna dreaptă după acel atentat și el, când treceți pe lângă el, să știți ce a făcut acest mare român pentru Oradea și pentru comunitatea ortodoxă, pentru că el a obținut în 1919, când a vizitat regele Ferdinand Oradea, acordul acestuia de a reînființa vechea episcopie ortodoxă a Oradea. Și cu episcopia vom marca acest eveniment, cu episcopia ortodoxă, și anul următor și în 2021, când sper ca toată piața din jurul Catedralei Ortodoxe să fie reabilitată așa cum arată această piață de astăzi. Nu puteam să-i ocolim pe oamenii politici din Ardeal. România au avut niște conducători extraordinari atunci. Toți președinții Partidului Național Român au fost niște oameni pe care foarte rar mai găsești astăzi. Ioan Rațiu, primul conducător, Gheorghe Pop de Băsești și, sigur, Iuliu Maniu, a cărui statui am pus-o aici, au fost niște oameni extraordinari. Gândiți-vă că Gheorghe Pop de Băsești, care a fost la Alba Iulia și a condus, practic, adunarea pentru că era cel mai legitim luptător și a donat toată averea și nu avea o avere mică pentru ca românii să învețe școală în Ardeal. E greu să găsim astfel de modele. De aceea trebuie să-i respectăm pe oamenii din vremea respectivă. N-aș putea să trec fără să spun câteva cuvinte de armata noastră și de conducătorii ei din acea vreme. Unde este armata română, unde sunt uniformele noastre, jandarmerie, poliție, este ordine, este siguranță și este demnitate. Asta a adus armata română și jandarmeria când au venit în 1919 în Oradea. Au adus siguranță, au adus demnitate, au adus normalitate.